Elevii romi și cei cu cerințe educaționale speciale au fost deja repartizați luni în învățământul liceal de zi. Elevii romi au medii la evaluarea națională cuprins între 1,55 și 9,07. Dintre aceștia, un singur candidat a rămas nerepartizat, iar ultimul elev admis cu media 1,55 va studia la Liceul Tehnologic Roșia Jiu. Cea mai mare medie a elevilor cu cerințe educaționale speciale este de 9,45, iar cea mai mică este 1. Cei cu media 1 au fost repartizați la Liceul Teoretic Tudor Arghezi Cărbunești și Liceul Tehnologic Turceni. 34 de elevi de etnie romă, respectiv 25 de elevi cu cerințe educaționale speciale au fost repartizați în învățământul liceal la nivelul județului Gorj. Cea mai mare medie de admitere la clasa 9 pentru elevii de etnie romă a fost 9,07, elevul fiind admis la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. Cea mai mare medie în cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale a fost 9,45, fiind vorba tot de Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. Astăzi, 24 iulie 2024, au fost afișate rezultatele admiterii în clasa 9. Primele 10 specializări la nivelul județului Gorj după ultima medie de admitere se prezintă după cum urmează. Matematică informatică biling, Colegiul Național Spiru Haret, ultima medie de admitere 9,22. Filologie, Colegiul Național Spiru Haret, ultima medie de admitere 8,27. Matematică informatică, Colegiul Național Spiru Haret, ultima medie de admitere 8,20. Filologie, Colegiul Național Tudor Vladimirescu, ultima medie de admitere 8,12. Științe ale Naturii, Colegiul Național Spiru Haret, ultima medie de admitere 8,12. Matematică informatică, Colegiul Național Ecaterina Teodoreu, ultima medie de admitere 8,10. Științe sociale, Colegiul Național Spiru Haret, ultima medie de admitere 8,02. Filologie, Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, ultima medie de admitere 8. Științe ale Naturii, Colegiul Național Tudor Vladimirescu, ultima medie de admitere 7,95. Științe ale Naturii, Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, ultima medie de admitere 7,90. Cea mai mare medie de admitere a unui elev, anume 10, este la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu. La polul opus există elev cu media de admitere 1 la Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia. La nivelul județului Gorj, eleva care a avut media cea mai mare de admitere în urma repartizării computerizate va studia la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu din toamnă.